Două cluburi sportive din Slatina continuă să ducă tradiția școlii românești de tenis de masă. Este vorba de CSS Slatina, antrenor Felice Aconeschi, și CSM Slatina, antrenor Andreea Zamfir. Sunt zeci de sportivi care au ales să performeze în acest sport, iar pentru asta este nevoie de pregătire intensă. Deci este un antrenament din perioada premergătoare competițiilor. În calendarul FRTM am avut deja o competiție acum 3 săptămâni, a fost ca și o competiție de verificare, unde au participat și sportivii de la CSS și de la CSM, categoria junior 1 și junior 2. Toți sportivii au trecut de faza grupelor, iar cât mai aproape de a urca pe podium au fost sportivele Jivcu Andreea și Ionita Alexandra. De ce spun aproape? Pentru că ele au pierdut lupta pentru medalie împotriva favoritelor numărul 1 ale competiției. Sperăm să ducem tradiția mai departe și ceea ce a format domnul Arnautu Petre aici să nu se oprească la dânsul. Andreea Zamfir, antrenoarea secției de tenis de masă de la CSM Slatina, își dorește să le împărtășească tinerelor talente din orașul nostru tainele acestui sport. Avem o pregătire destul de bună, colaborând împreună cu colega mea de la CSM, Gabriela Cuțudi, care și dânsa are copii începători cu prințe vârste între 9 și 10 ani, și alături de doamna Felicia Coneschi, antrenoara de la CSS Slatina, lucrăm și încercăm să ducem tradiția cât mai departe. În luna aprilie aș vrea să menționez că și sportivele de la CSM Slatina, Adina Diaconu și Irina Ciobanu, vor participa la campionatul național de individual senior ce se va desfășura la București. Anul acesta se anunță unul bogat în competiții sportive, așa că de la cei mai mici până la cei mai mari, cu toții vor ca sezonul sportiv să le aducă noi titluri importante pentru cariera lor.